Cine azi fură un ou, mâine va fura un bou. După acest principiu par să se ghideze și judecătorii Tribunalului Mehedinți, care sunt de neînduplecat atunci când vine vorba despre mită, indiferent de valoarea sumei oferite. Așa se face că pentru o mită de 10 euro, un cetățean sârb a primit 2 ani de pușcărie. Bărbatul a încercat să mituiască un polițist de frontieră care să îi dea voie să intre în țară, în pofida faptului că își uitase permisul de conducere acasă. Verdict șocant al judecătorilor Tribunalului Mehedinți pentru un cetățean sârb. Bărbatul ar putea ajunge după gratii pentru următorii 2 ani pentru o mită de 10 euro. Magistrații au fost neiertători, căci pedepsele nu se aplică în funcție de valoarea mitei oferite, ci în funcție de fapta în sine. Tribunalul Mehedinți a dispus condamnarea cetățeanului sârb cu pedepsa închisorii de 2 ani. Hotărârea nu este definitivă, pedeapsa este cu executare, întrucât, ca urmare a apariției noului cod penal, articolul 91 alineatul 1 litera C prevede că se poate acorda o pedeapsă cu suspendare doar în măsura în care persoana, inculpatul, se prezintă și își dă acordul pentru a presta muncă în folosul comunității. Ori această obligație a inculpatului nu a fost executată, dânsul nu s-a prezentat la proces și nu și-a dat acord în acest sens. Cetățeanul sârb a oferit suma de bani unui polițist de frontieră căruia încerca să-i cumpere bunăvoința pentru a-l lăsa să intre în țară. Cetățeanul sârb a intrat în țară la data de 28 septembrie pe la punctul de trecere Porțile de Fier 1. Aici nu i s-au cerut actele de identitate, dar nici permisul de conducere la intrarea în țară, fapt pentru care polițiștii nu au depistat dacă acesta are sau nu permis de conducere. El conducea un tir și a plecat spre București cu un tir încărcat cu tablă. S-a întors după 3 zile și a dorit să iasă din țară la data de 3 octombrie, atunci când polițiștii au depistat că conducătorul auto nu deținea permisul de conducere, ba chiar îl avea suspendat pe teritoriul Serbiei. De asemenea, instanța a mai dispus și confiscarea sumei de bani oferită polițistului de frontieră. Hotărârea Tribunalului Mehedinți nu este definitivă și poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel din Craiova.